Este ultima partidă de astăzi în etapa 9-a a Superligii. Până în momentul ăsta am văzut 4 goluri, toate marcate într-un singur duel. Vorbim de golurile înscrise astăzi în partidele din Superliga, runda cu numărul 9. Herman Ștaf, FC Voluntari, a fost 3-1. Puțin mai devreme Oțelul FCSB, Oțelul Rapid s-a terminat 0-0. Acum vom vedea ce se va petrece în Farul FCSB. Am văzut salutul dintre Gică Hagi și Elias Haralambu și avem și rezervele celor două echipe. Să vedem cum va juca Farul în această seară. Teoretic, sau cel puțin pe hârtie, Artean este trecut fundaș central. O alegere ciudată, să spunem, în condițiile în care Boli și Mihai Popescu sunt apți și sunt pe banca de rezerve. De asemenea, Mazilu trecut pe bancă și apare acest armean Grigorian. Venit Grigorian de la Urartu, de la fost adversar a celor de la Farul din Premierele Conference League. Vedem și imagini din camera VAR. Acolo se află Marcel Bârsan și Cristina Mariana Trandafir, iar arbitrii de pe teren sunt Sebastian Colțescu, Radu Adrian Ghinguleac și Daniel Mitruți. Arbitrul de rezervă astăzi este Bogdan Dumitrache. Observatorii duelului sunt Mircea Călin și Andrei Ioniță. Ca de obicei, la un meci al Farului, un moment deosebit înainte de startul înfruntării. Da, Alexandru Popovici a fost jucător al Farului în perioada 1983-1996. A îmbrăcat tricoul în peste 300 de meciuri, iar în prezent este antrenor secund. El este cel care a dat ultima de începere simbolică, bineînțeles, la această partidă. În sezonul precedent, Farul a câștigat 3 din cele 4 meciuri jucate împotriva celor de la FCSB. A câștigat ambele partide de pe teren propriu, reușind să înscrie de fiecare dată 3 goluri. Mă uitam însă pe primul 11 aliniat de Gică Hagi la meciul cu Universitatea Craiova, acea victorie cu 2-0, care pentru mine a reprezentat cea mai bună prestație a Farului din acest sezon, și vedem că Mazilu, Vână, Boli nu se regăsesc în primul 11. De asemenea, Artean din linia de mijloc a fost trecut în defensivă, atacă Băluț aici pe această centrare, aleargă Duso, dar nu reușește să mai ajungă la minge. Apropo de ce spuneai mai devreme, e important, între succesul cu Universitatea Craiova și meciul de astăzi, Farul a bifat și acel 0-4 cu FCU Craiova. Atunci au fost titulari Boli și Popescu în centrul defensiv, poate tocmai de aceea încearcă astăzi o altă formulă Gică Hagi. Coman sprintează bine aici, Coman, o pasă pentru Octavian Popescu, vine din spate Pantea, Octavian Popescu la marginea careului, Popescu ține de minge acolo Octavian Popescu și acțiunea nu mai este una periculoasă, poate fi însă dezvoltată acum de Șut, care încearcă să obțină un corner, nu reușește, Aioan intervine acolo și apoi degajează golkeeperul Farului. Daua în duel cu Luis Munteanu alunecă în Ghezana, care se precipită apoi, a continuat duelul dintre Daua și Luis Munteanu. A cerut un foul fără minge, atacantul Farului Nedelcu reușește să-l deposedeze acolo pe Șut, primește Băluță la 30 de metri, scoate la margine Luis Munteanu, din nou Tudor Băluță. Primește acum Duso, centrarea lui Duso pe bara a doua, o lovitură de cap, a apărut Grameni, dar a trimis destul de mult alături. Da, la acțiunea de mai devreme, mi s-a părut că Florinel Coman putea să meargă mai mult, să urce cu mingea la picior, nu avea adversar pe urmele sale și trebuia să-l fixeze cumva pe Artean, nu să-i paseze lui Octavian Popescu. Păcat de acea cursă. Aici aruncare de la margine pentru FCSB, după cum e poziționat Sebastian Colțescu. Într-adevăr, vor repune de la margine oaspeții. Pe Digisport 4, la aceeași oră, cu această întâlnire de la Ovidiu, se joacă meciul din Serie A dintre Roma și Empoli. Pe Digisport 3, la 21:55, un alt duel de la Cupa Mondială de rugby, înfruntare între Anglia și Japonia. Astăzi au mai fost în direct pe canale Digisport Africa de Sud, România și Australia, Fiji. Iar pe Digisport 2, la 22, este duelul din Spania, foarte interesant, dintre Real Madrid și Real Sociedad. Artean, ce frumos a lovit aici mingea, însă nu trece de Florinel Coman.
baultat, fluieră până la urmă, Sebastian Colțescu, înainte ca lucrurile să degenereze, Florinel Coman, Olaru, Companio, ratează preluarea, tot el a reușit să devieze, se repliază Pantea, închis acolo de Luis Munteanu, care își cheamă coechipierii la pressing, Daua, întâmpinat aici de Gregorian, Daua până la urmă cu stângul, dar nu a reușit să împingă prea mult mingea, dus-o pentru Luis Munteanu, apare Daua foarte bine, un șut al lui Budescu din prima, primul șut pe spațiul porții. Budescu, cel care a jucat în două perioade diferite pentru FCSB, prima a fost cea mai bună pentru el, 2017-2018, atunci în 27 de partide a marcat 10 goluri, vorbind doar de reușitele din campionat, pentru că la vremea respectivă a impresionat și în partidele din cupele europene. În a doua perioadă, 2021-2022, a jucat doar în 10 întâlniri și a marcat un singur gol, și acela din penalti, într-un meci cu Uchindia, l-a jucat la Ploiești. Acum Luis Munteanu, șut în blocajul lui Înghezana și Târnovanu probabil a strigat lui Daua să-i lase balonul, lucru care s-a și întâmplat. Intrăm în minutul 5 la Ovidiu Farul, FCSB 0-0. Bun pressingul făcut de cei de la Farul. Iată-l pe Gregorian, agresiv aici la Daua. Reușește să blocheze. Cam așa au stat lucrurile și în partida cu Universitatea Craiova, pe care am menționat-o mai devreme. Craiova sufocată în prima repriză de pressingul făcut de Farul. Nu a reușit să lege de acolo din spate. Olaru eliberează foarte bine mingea în flancul drept pentru Pantea. L-așteaptă pe Octavian Popescu să-i dea soluție. El preferă pe șut. Pantea cu o pasă spre Olaru. Respinge Larie. Ritm alert în acest start de partidă. Băluță. Băluță blocat de Darius Olaru. Florinel Coman la 20 de metri. Coman cu o minge în care Octavian Popescu a vrut probabil o boltă peste Ioani, dar nu i-a ieșit. Poate reluarea ne va convinge. Revedem pasa. A vrut să plaseze mingea. Mutat în flancul drept Octavian Popescu, acel care a jucat foarte bine împotriva Universității Craiova, chiar înainte de pauza internațională, cu două pase de gol. A fost printre cei mai buni jucători. A profitat cumva de absența, de suspendarea lui Florinel Coman la acel meci. A jucat pe poziția sa favorită în flancul stâng aici. Darius Olaru, preluare din nou foarte bună, faultat însă de Dragoș Nedelcu. MVP-ul duelului dintre FCSB și Universitatea Craiova, Darius Olaru, a reușit atunci o dublă pentru roșialbaștri. Olaru trimite acum intenționat în Grigorian, reclamând faptul că jucătorul armean nu respecta distanța. Acolo avertizat verbal Grigorian de Sebastian Colțescu. Față de duelul cu FCU Craiova, a pierdut în deplasare de Farul cu scorul de 0-4. Hagi a făcut astăzi 4 schimbări. Noutățile sunt Larie, Băluță, Tudor Băluță, Grigorian și Budescu, iar oamenii care au ieșit au fost, sunt Boli, Mihai Popescu, Vână și Adrian Mazilu. Mazilu astăzi pe lista rezervelor. Mai mult ca sigur îl vom vedea și pe el în această înfruntare. Ce pasă frumoasă a lui Nedelcu pentru Luis Munteanu. Nu ies pașii. Apoi vine Grameni cu un șut. Da, blochează construcția celor de la FCSB Farul, îl lasă pe Daua să construiască. Blochează pe Înghezana, îi obligă să trimită mingea la Daua, care nu se simte confortabil aici în partea stângă, nu lovește bine mingea cu stângul, s-a lovit, s-a văzut de două ori, a trimis cu stângul direct la adversar și au ieșit două contre destul de periculoase pentru Farul. Se vede clar această opțiune. Acum Târnovanu preferă să-și scoată coechipierii la jumătate. Degajează lung, Larie în duel cu Companio. Duso degajează în lung de linie. Daua se impune în fața lui Luis Munteanu. Acum Înghezana. Minge recuperată însă de cei de la Farul, din Agrameni. Grameni presat, pierde balonul. Octavian Popescu, Coman joacă din prima cu Companio. Coman, preluare bună, Coman șut, dar mingea prinde efect și se duce spre Ioani. Un șut bun al lui Florinel Coman.
Început interesant de partidă, dar nu ne așteptam la altceva, ținând cont de faptul că se înfruntă campioana și vicecampioana sezonului precedent din Superliga, Perigi-Sport 4. Roma are 2-0 contra lui Empoli. Start lansat pentru formația antrenată de José Mourinho. Octavian Popescu a încercat acolo să-l lanseze pe Pantea, recuperează pe Ovidiu Popescu, recuperează trupa lui Gică Hagi. Excelent această deviere a lui Budescu, Pedro Luis, Munteanu într-un duel cu Pantea. Continuă Luis Munteanu, combină cu Grigorian, intervine acolo în Ghezana. Vine Darius Solaru, o neînțelegere între el și Radunović. Tudor Băluță este blocat regulamentar de fundașul stânga muntenegrean. Se pasează foarte repede Ovidiu Popescu, dar se închide aici. Aștepta probabil ca Octavian Popescu să ceară mingea în adâncime. Faultează Kiki și cartonaș galben pe care îl vede Kiki pentru acest fault sau nu? Era cu una pe spray probabil. Sebastian Colțescu, am crezut că va arăta cartonașul, dar nu, rămâne fără avertisment. Sau poate pur și simplu i-a arătat buzunarul în care ține cartonașele David Kiki. Da, crezi că va scoate. Deși la cum a început să arbitreze, da, nu a fost, s-a dus pe lângă Octavian Popescu. Nici măcar nu l-a atins. Aici o pasă pentru Grigorian. Dau a păcălit de traiectoria baronului. Grigorian șutează pe lângă poartă, fotbalistul venit de la Urartu din Armenia. Grigorian cu 32 de partide și 8 goluri marcate în campionatul Armeniei în sezonul precedent. Aici mingea a avut un efect ciudat și cred că ajutată și de gazon a ajuns la Grigorian. Da, ciudată fază, sincer. Inexplicabil cum Daua, care altfel are fuleu, are forță în momentul în care se lansează, a fost depășit de Grigorian. 22 de ani are acest Grigorian. A jucat pentru Naționala Mare, dar mai mult pentru Naționala de Tineret. Respinge în Ghezana. Mingea care ajunge la Pantea. Pantea greșește, iese la intercepție Nedel cu Kiki. Luis Munteanu, prea multă libertate îi se dă lui Luis Munteanu, accelerează Kiki. Kiki continuă. Kiki, șutul lui Kiki este blocat de Inghezana. Mingea îl lovește în abdomen pe fundașul central al celor de la FCSB. L-a îndoit pur și simplu șutul lui Kiki. Budescu rămăsese un pic în spate, l-a primit, dar Kiki nu a avut ochi pentru el. Foarte periculoasă mi se pare farul în acest start de partidă. Deocamdată nu are inspirație acolo la finalizare, dar acțiuni foarte periculoase. Împreună pentru culori, Betano. Jocul începe acum. Minutul 12 la Ovidiu Farul, FCSB 0-0 în ultima partidă de astăzi în etapa noua Superligii. Mâine avem alte propuneri pentru dumneavoastră. La 16:15 meci din Liga a doua, FC Argeș Unirea Dej. La 18:30 Poliaș FC Botoșani. La 21:30 ultima partidă a etapei din Superliga, CFR Cluj contra Petrolul. Budescu execută această lovitură de la colț. În Ghezana vede galben. A intrat pe teren, Colțescu i-a făcut semn să se ducă la jumătate pentru a intra și acolo să aștepte permisiunea lui de a reveni pe gazon. A revenit fără permisiunea arbitrului. E de, nu știu, de copii și juniori o astfel de greșeală. I-a făcut semn clar, du-te, însoțit acolo de stafful medical și așteaptă. În mod normal, nu are drept să participe la această fază. De aceea i-a arătat cartonașul galben Sebastian Colțescu. Lovitură de colț pentru Farul. Bate Budescu. Centrarea este slabă la semi-înălțime. Minge care este recuperată de Kiki în diagonală. Ajunge la Luis Munteanu. Prea puternic rea Munteanu. Și abia acum, iată, îi face semn Colțescului în Ghezana să reintre. Activ. Dar acum reintre cu galben. Reintre cu galben.
mai devreme avea cazierul curat, să spunem, pentru această partidă. Acum are deja cartonaș. Larie trimite în spate pentru Ioani. Larie, care va împlini în ianuarie 37 de ani. Asta însă nu e o problemă foarte mare. Mai devreme am văzut în Bournemouth, Chelsea, un fotbalist care în cursul acestei luni, săptămâna viitoare mai precis, face 39 de ani, Thiago Silva pe numele lui, un jucător recunoscut pe plan mondial. Dina Grameni, Băluță, Nedelcu, Grameni neatent, deposedat de Ovidiu Popescu, Companio, șut, încearcă să joace din prima pe Octavian Popescu, pune presiune pe David Chichi, a Ioani, reușește să degajeze, respinge Nghezana, destul de atletic sudafricanul. Acum șut pentru Radunović, pleacă Darius Solaru în adâncime, reprimește Radunović, dar încă o dată, iată pressing-ul foarte eficient pe care îl fac băieții lui Giga Hagi. Primește Nghezana, fostul jucător al lui Kaiser Chiefs, pentru Ovidiu Popescu, cel care cel puțin în această perioadă l-a scos din formula de start a celor de la FCSB pe Damian Djokovic. Croatul este rezervă și în această seară, cum a fost și la partida cu Universitatea Craiova. Pasă pentru Companio. Companio reușește să preia acolo balonul în duelul cu Artean. Minge pentru Coman. Apare în zonă Darius Olaru. Olaru, o centrare pradă ușoară, însă acolo pentru Dina Grameni. Vine din spate Adrian, șut pe lângă poartă. A doua execuție nereușită a lui Șut, care dă la poartă dintr-o poziție incomodă cu adversar pe el. Am văzut multe goluri în ultimele confruntări dintre Farul și FCSB, două echipe cu spirit ofensiv. Volaru blocat de Băluță, mingea la Ovidiu Popescu și el își pune mingea pe stângul. Șut slab, Budescu, wow, dacă trecea această pasă. Scăpa singur Luis Munteanu, atent în Ghezana. Primește Ovidiu Popescu, Octavian Popescu. Șut blocat acolo foarte bine de Nedelcu, a ieșit în întâmpinare. Daua, Radunović, Florinel Coman, deposedat de Duso. Gregorian trece de șut, Gregorian dribling frumos, accelerează armeanul. Luis Munteanu trebuie să-i ofere o soluție. Șut extrem de modest al lui Gregorian. Grigorian, scuze. Are dorința de a demonstra ce poate cât mai repede. Deocamdată este în evidență principala sa calitate, viteza. La capitolul lovirea mingii a avut două șuturi așa, destul de inabile, să spunem. Dar nici nu trebuie să-l judecăm prea repede, da, că de-abia e perioada în care îl cunoaștem. Duso într-un duel cu Florinel Coman, intervine bine fotbalistul cu origini în Martinica, Damian Duso, jucător în Franța, la Valenciennes, în Belgia, la Standard Liège și la Saint-Étienne. E corner pentru FCSB. Companio are două goluri marcate în acest sezon, 15 reușite pentru FCSB în stagiunea precedentă, când a fost golgheterul echipei. Coman, om care a început bine campionatul, 3 goluri pentru el, dar și 4 pase decisive. În tot sezonul trecut, Coman a avut 8 goluri marcate, așadar are toate șansele să depășească bilanțul precedent. Centrarea lui Coman, mingea a fost ștearsă de Larie și acum David Chichi. Nevoie să paseze înapoi Artean. O pasă a disperării, nici măcar nu s-a uitat. A încercat să schimbe partea, dar acolo rămăsese Coman după acel corner. Șut pentru Florinel Coman. Apare foarte bine Darius Olaru. Olaru în dribling în marginea careului. Este deposedat Grigorian. Îl găsește aici pe Luis Munteanu. Primește acum Nghezana. Apoi la Târnovanu. Domină în FCSB, încearcă să aibă mai mult mingea, să țină de ea. Farul este mult mai
concretă în momentul în care intră în posesia mingii, cearcă să ajungă repede la poartă prin acțiuni rapide. Iată-l aici pe Tudor Băluță, Budescu pentru Grigorian. E destul de izolat jucătorul armean, e out pentru Farul. Puteam să avem în această seară un duel Băluță versus Băluță, Tudor contra lui Alexandru și Băluță de la FCSB. A jucat pentru Farul, ne aducem aminte de acest lucru, însă Alexandru Băluță este accidentat, nu face parte din lotul celor de la FCSB pentru această partidă, cum nu face parte evident nici Vlad Chircheș, tot de cauza unei probleme medicale. Repune Dusau pentru Grigorian. Grigorian l-a depășit acolo pe Radunov și trimite în afara terenului. Apropo de absența lui Băluță, el ar putea reveni joi seară când FCSB joacă restanța cu Hermannstadt. Partida desigur este în direct pe Digi Sport 1. Pantea pentru Ovidiu Popescu, blocat de Nedelcu. Primește Kiki, combină cu Grameni. Kiki inspirat aici să lase mingea să treacă. Grigorian, Nedelcu din prima la Băluță. Coman e atent la urcarea lui Dusau. S-a obișnuit probabil la echipa națională, acolo unde ești în evidență prin aportul defensiv mai ales. Grameni pasă în adâncime pentru Kiki. Centrarea lui Kiki este mult prea puternică. O minge care este recuperată de Coman. Degajează Radunovic. Iese elegant Larie în fața unui companiu prea lent. Iar Artean combina aici cu colegul său de linie din această seară, Ionuț Larie. Din nou Artean până la David Kiki. A jucat la două formații din Bulgaria, Kiki, înainte să vină la Farul. Una dintre ele a fost Montana. Pasează Budescu pentru David Kiki, aflat în duel cu Pantea. Kiki, intervenția lui Octavian Popescu este la minge. Colțescu foarte aproape a făcut semn că a văzut foarte bine ce s-a petrecut și acum Radunovic Sorendac accelerează oamenii lui. Elias Aralambus primește baronul Florinel Coman. Coman cere mingea. Andreea Companio pasă greșită, a interceptat Artean. Dusau, Larie. Foarte bună pasa la Luis Munteanu. Budescu nu avea soluții, trebuie să-i aștepte pe ceilalți să vină din spate. Pasa lui Grigorian, o pasă simplă, greșită, trimite direct în aut. Vedem posesia 56% pentru FCSB. Nemulțumit Gheorghe Hagi, dar a avut timp să pună la punct anumite lucruri în această pauză provocată de meciurile echipelor naționale. A fost extrem, extrem de supărat după ce formația sa în câteva zile a înregistrat două înfrângeri. Joia pierdea Farul în deplasare cu HJK Helsinki cu 0-2. Nu pierdea doar acel meci, pierdea și calificarea în grupele Conference League. Apoi, duminică, în aceeași săptămână, era învinsă clar de FCU Craiova pe stadionul din Bănie cu scorul de 4-0. Larie acum. Larie, o diagonală, mingea ajunge la Dusau. Dusau este blocat de Risto Radunovic. Florinel Coman. Wow. A dat în minge, dar l-a și luat pe Coman. Băluță cu această alunecare. Să vedem dacă va scoate cartonașul galben. Așteaptă să vadă cum se simte Coman și îi arată cartonașul. Băluță profund dezamăgit de această decizie a lui Sebastian Colțescu. A fost destul de împăciuitor arbitrul partidei până acum, dar s-a văzut. Hai, 50-50, dă și în minge. Atinge mingea, dar cu piciorul pe care face alunecarea, lovește din spate pe gambă. Da, acolo
piciorul pe care face alunecarea îl lovește pe Băluță, pe Coman. Asta îi arată și Sebastian Colțescu, forfecare. Până la urmă mi se pare o decizie corectă, pentru că intrarea a avut o foarte mare intensitate. Anul trecut, dacă nu mă înșel, lui Papo i-a fost rupt piciorul pe o astfel de deposedare. Din spate a atins mingea adversarul, dar cu piciorul pe care a făcut alunecare i-a prins gamba și i-a rupt piciorul lui Papo. Cam același lucru, da, bine că nu s-a întâmplat. Putea fi cazul aici, pentru că intensitatea, e vorba de intensitatea intrării. Olaru bate această lovitură liberă, centrarea lui Olaru n-a reușit aici să se sincronizeze. Fostul jucător de la Gazmea Talmeriaș cu colegii săi pe Digi Sport 2 în duelul din La Liga dintre Real Madrid și Real Sociedad. Scorul este 0-1. Barene Cea a înscris pentru formația lui Manuel Alguacil. Primește Ovidiu Popescu balonul. Ovidiu Popescu nu-l poate depăși pe Grameni, însă e suficient de puternic încât să revină. Octavian Popescu a pasat acolo, a deviat balonul faultat de Artean. O intrare, aș zice, din nou tare aici a lui, de această dată a lui Artean. Contestă lovitura liberă, cred, Gică Hagi. Adevărat, jucătorii, că mai ales și în atac, atunci când sunt cu spatele la poartă, au și tendința de a exagera. Am văzut astăzi în meciul de la Sibiu dintre Hermannstadt și Voluntariu astfel de exagerare care a tras eliminarea lui Matri Cardi. Vedem centrarea, nu vine, este blocat Octavian Popescu, el aruncă de la margine. Ovidiu, nu, este Olaru. Olaru pentru Octavian Popescu. Centrare a lui Pantea, o lovitură de cap a lui Companio, departe însă de poartă. Doar două goluri pentru Andreea Companio în acest sezon. E adevărat, și-a pierdut cumva statutul de titular. A jucat cu intermitențe, ceea ce a dus probabil și la o nemulțumire din partea lui. Pe 31 august 2022 debuta Andreea Companio la FCSB după transferul de la FCU Craiova și atunci juca tocmai aici la Ovidiu împotriva farului, desigur, și marca la debutul său pentru FCSB. Era primul din cele 15 goluri reușite în stagiunea precedentă pentru FCSB. O lansare pentru Luis Munteanu. Luis Munteanu foarte periculos în asemenea momente. Munteanu caută poarta. Mingea este deviată de Pantea și este corner pentru trupa lui Gică Hagi. Mai sunt mai puțin de 20 de minute până la pauza acestei înfruntări. 0-0 între farul și FCSB. Frumoasă pasă în adâncime pentru Luis Munteanu. A atacat până acum foarte bine spațiul de fiecare dată. A reușit să se demarce. O bate lovitura de colț Budescu. Centrarea lui Budescu. Mingea este respinsă până la Luis Munteanu. Execuție grea pe care o încearcă Munteanu. Un fotbalist care trebuie să o ia din nou de la capăt în Superliga, după ce nu s-a putut impune la Fiorentina. A marcat deja de două ori, dar Larie este golgheterul lui, este golgheterul farului cu trei reușite, toate trei în același meci cu Voluntari. Și dacă mi-aduc bine aminte, două au fost din penalti. În meciul respectiv, într-o partidă în care farul reușea să revină, să întoarcă rezultatul, disputată într-o perioadă foarte aglomerată pentru constanțeni în startul sezonului. Larie reușește cumva să scoată mingea acolo pentru Grigorian Daua. Are picioarele atât de lungi încât, chiar dacă părea să fi pierdut acolo duelul, reușește să respingă din fața lui Narek Grigorian. S-a mai potolit un pic meciul. E adevărat, a fost și un pic fragmentat cu acele lovituri libere. Minge în careu pentru Munteanu. Munteanu scoate la Băluță. Nu este combinația cu Grigorian. Olaru cade foarte repede aici Andreea Companio, ceea ce îl irită la culme pe Larie.
Are talent, are talent să scoată aceste lovituri libere. Andreea Companiu, un colos de peste 1,90 m, cade la prima atingere. Ghezana pentru Pantea. Combină cu Octavian Popescu. Minge recuperată din nou de jucătorii Farului. O minge blocată de Ghezana, un călcâi al lui Budescu. Inutil însă. Acum șut, caută să schimbe partea. Minge grea pentru Radunovici, ajutat de Olaru. Băluță, trebuie să-l lase pentru că are cartonaș galben. Octavian Popescu. Octavian Popescu pentru urcarea lui Pantea. Ovidiu Popescu în careu la Companiu. Pivotează Companiu, scoate extraordinara Ioani. Frumos s-a descurcat italianul. Preluat cu dreptul, a dat din întoarcere cu stângul. Minge grea, șut pe jos. Iată, dar Ioani e foarte bun la această fază. Un fost mare portar, Florin Prunea, se numără printre invitații lui Radu Naun această seară la Fotbal Club. Ar putea analiza foarte bine această intervenție a lui Ioani. Cel care ajunge în această seară la al patrulea meci din acest campionat îl egalează pe Buzbuchi din punctul ăsta de vedere dintre oamenii de la Farul. Au fost mulți jucători schimbați de la un meci la altul de Gică Hagi și uneori e o formulă aproape în întregime diferită când Farul era implicată și în duelurile din cupele europene. Centrează Coman la colțul scurt, Ghezana trimite pe lângă. Pariază pe fotbalul mare din Europa și adună surprize zi de zi. Cu funcția Playmaker pui până la 10 pariuri din meci pe același bilet. Dă-ți jos aplicația și urcă-ți cota. E rândul celor de la FCSB să blocheze construcția Farului. Ghezana sare pe sub minge, iar acum Budescu scapă în lateral, ajuns acolo de Daua, încearcă să paseze Budescu. Balon blocat de șut, care a dublat foarte bine. Pasă care nu va rămâne în teren. Pasa lui Radunovici, aruncă de la margine, Duso. Băluță pentru Nedelcu. Mută jocul la David Chichi. Iar acum Grameni. Grameni înapoi pentru Artean. Chichi. Da, e altă echipă pe teren propriu, Farul. Agresivă, reușește să-și creeze situații periculoase. Deplasare însă are o problemă foarte mare echipa lui Gheorghe Hagi, cel puțin în acest sezon. În startul acestui sezon primește mingea Budescu. Decarul încearcă să trimită, însă e blocat acolo de Adrian Șut. Colegii m-au ajutat cu o informație și una importantă, de cele trei goluri ale lui Lari au fost din penalti în meciul cu FC Voluntari. Așa a ajuns golgheterul Farului, pasează Budescu pentru Grigorian, mai departe către Grameni, David Chichi, jucătorul din Benin, cu o pasă bună pentru Grigorian. Luis Munteanu pe lângă poartă și acum cred că putem vorbi de 1-1 la ocazii mari. Asta după ce Companiu a fost foarte aproape de gol. Acum Luis Munteanu dintr-o poziție bună trimite puțin pe lângă. E o poziție grea, e o poziție foarte grea. Iată ce bine lovește mingea, ce bine o întoarce cu interiorul. Centrarea e șutată și iată-l pe Luis Munteanu, ce frumos o șterge cu interiorul. Poziție dificilă, dar a ieșit o execuție destul de bună, nu suficient de bună pentru a deschide scorul. Respinge în Ghezana. Scoate Olaru la Radunovici. Radunovici blocat aici de Băluță. Primește Daua. Înapoi la Târnovanu. Ghezana. Lent sudafricanul. Întoarce balonul pentru Târnovanu. Poate au trecut repede 32 de minute în această partidă fără gol. Darius Olaru
minge prea puternică. În pauză și la final, Fotbal Club cu Radu Naum și invitații săi, pe lângă Florin Prunea, în studio este și Ilie Dumitrescu, iar la DigiGol în această seară, la 00:45, Andrei Tivirichi are invitați pe Ionuț Badea și Andrei Cristea, Dauadă pe lângă minge și apoi cred că faultează, da, îl faultează pe Luis Munteanu, lovitură liberă pentru trupa gazdă. Eroare a lui Daua. Iată. Aici, bine, a bine căutat. S-a lovit el. Luis Munteanu nu s-a lovit, pentru că Daua îl lovește cu apărătoarea în talpă, îi dă. Mai mult s-a lovit Daua. Iată-l pe Daua care suferă. Luis Munteanu nu avea nimic, dar a scos lovitura liberă. Ce se întâmplă când dai pe lângă minge? Colțescu, un arbitru care nu mai are nevoie de nicio prezentare și ai cărui cei mai buni ani cred că sunt aceștia, când se apropie, că e firesc să se întâmple și lucrul ăsta, de retragerea din activitate, conduce partidele la un nivel foarte, foarte ridicat. Lovitură liberă pentru Farul, 11 minute înainte de pauză. Nedelcu părea pregătit să șuteze acolo, dar evident îl va lăsa pe Constantin Budescu, un om care șutează formidabil de la distanță. Să vedem dacă o va face și acum. Coman îi șicanează pe cei de la Farul. Tussaud vine acolo să-l îndepărteze pe Coman. Nu i-a fost Tussaud colegă la Farul lui Coman, desigur. El și-a permis să facă asta. Nedelcu l-a avut coleg și la FCSB, nu doar la Farul. Budescu de asemenea l-a avut coleg la formația roșalbastră. E un moment important al acestei prime reprize, să vedem unde va șuta Constantin Budescu. Pe jos, Târnovanu respinge, din nou Târnovanu prinde în fața lui Luis Munteanu. Departe Luis Munteanu aici, pe urmărire. Intervenție nesigură din Agrameni. Grameni faultat de Octavian Popescu. Încă o lovitură liberă pentru Farul, intrat în ultimele 10 minute. Putem spune că mai periculoasă echipa pregătită de Gheorghe Hagi. Nu e un șut greu de apărat. Inexplicabilă ezitarea lui Târnovanu, care apoi a scăpat încă o dată mingea din brațe. Centrarea lui Budescu, prea înaltă pentru Artean, care oricum era singurul aflat în preajma porții lui Târnovanu. Joacă aproape cu Nghezana. Pantea fără soluții. Nu a apărut nimeni la primit, nevoie să-i trimită lui Daua. Radunovici respinge Larie. Daua, Grigorian în duel cu șut. Atacă aici Larie, dar respinge în afara terenului. Probleme mari la construcție pentru FCSB în această primă repriză. Insuficientă mișcare, nevoie să joace de multe ori cu minge lungă. Aruncă de la margine Radunovici. Iată, o pasă la întâmplare, respinge Artean. Băluță, minge înălțată de Radunovici. Larie își face loc. Băluță foarte bine scoate din prima la Dragoș Nedelcu. Primește acum Grigorian, faultat de Darius Solaru. Destul de prezent în joc armeanul. Pe digisport.ro și în aplicația Digisport vedeți cine este fotbalistul care recent a marcat împotriva Naționalei României și care acum este disputat de două forțe din Premier League, Manchester United și Arsenal. De asemenea, pe site-ul nostru vedeți cum este caracterizat Denis Mann în Italia după ce a marcat pentru Parma. Centrare periculoasă pentru Luis Munteanu. Noroc aici pentru cei de la FCSB.
Companio, întoarce baronul pentru Ovidiu Popescu și acum Darius Olaru, capitanul formației oaspete, avansează. Olaru este împiedicat să pătrundă de Dusso, intervenție sigură a fotbalistului care a fost și la Dinamo și la Rapid în periplul său românesc. Nedelcu nu iese aici pasa pentru că a intervenit Pantea. Ovidiu Popescu recuperează, combină cu Andreea Companio. Din nou Companio pentru Ovidiu Popescu. Să-l vedem aici pe fostul jucător al Timișoarei. Centrarea lui Ovidiu Popescu este una total ratată. Da. A ratat complet Ovidiu Popescu acea centrare. Da, nu-mi dau seama de ce e atât de furios Hagi, pe cine? Acolo cred că fiecare antrenor secund e responsabil cu un compartiment, altfel nu explic. Sare mingea din băluță la Grigorian. Mingea întoarsă de Larie la Ioani. Larie pentru băluță. Luis Munteanu din prima, dar pasa este direct în afara terenului. Am uitat iarăși pe 11-le cu Universitatea Craiova. Budescu a intrat abia în minutul 58 în acea partidă, când era 2-0. Se pare că Farul joacă în 10 oameni, pentru că pe Budescu l-am văzut doar la executarea acelei lovituri libere și la cornere. În rest se plimbă pe acolo, nici pe pressing nu e eficient, pentru că nu are viteză și cere mingea mai la picior, timp ce ceilalți aleargă, dau un clocot, și Munteanu și Grigorian, plus cei din linia de mijloc. Adică dacă ar fi avut încă un jucător la fel de agresiv, poate că Farul ar fi arătat mult mai bine. Nu o să știm niciodată cum ar fi stat lucrurile cu altcineva în locul lui Budescu de la început, dar am putea vedea la un moment dat o formulă în această întâlnire. Fără fostul jucător al Petrolului, intervine Nghezana, respinge însă doar până la Gramenii. 5 minute și jumătate până la pauza acestui duel teoretic, pentru că nu știm cu cât va fi prelungită prima repriză. Octavian Popescu îl dărâmă acolo pe Artean. S-a oprit în adversarul lui Decarul, Octavian Popescu, cel care îi cere explicații arbitrului de rezervă. E avertizat verbal de Sebastian Colțescu, Octavian Popescu. Da, și are efectul dorit, iată, la liniștire repede. Ia să vedem aici. Da, exagerează Artean. Sau cel puțin așa mi s-a părut pe prima reluare. L-a călcat, da. Nu e exagerat deloc și... Da. Nu înțeleg cu atât mai puțin. Înțelegem protestele lui Octavian Popescu, cel care am văzut îi cerea socoteală arbitrului de rezervă, da. Bogdan Dumitrache. Adică să nu simți că ți s-au împlântat crampoanele în piciorul adversarului. S-a schimbat posesia între timp, 51% Farul, după ce FCSB a avut 56%. Asta apropo pentru că a avut probleme mari la construcție FCSB. Kiki mai puternic decât Octavian Popescu, dar mingea iese în afara terenului. Am văzut scorul paselor, e vorba de pasele reușite, 184-180. Acela era totalul. La pase reușite 145-139. Așadar, echilibru și din relevat și de aceste statistici, Radunovic, Dusso a făcut o primă repriză bună, cel puțin pe faza defensivă, pentru că în atac nu prea l-am văzut, însă aici pe faza defensivă n-a fost depășit fotbalistul din Martinica. Pasă a lui Olaru, continuarea lui șut, Coman scoate pentru Risto, Radunovic centrează până la urmă, minge ajunge cu noroc la Coman, Radunovic încă o centrare, Kiki e primul acolo în duelul cu Octavian Popescu. Preferă să degajeze. Deși ar fi fost aruncare de la margine pentru Farul. Nghezana, Pantea, șut din prima, imprecis. Luis Munteanu pentru Băluță. Are spațiu acolo Băluță, dar se împiedică Grigorian de Daua.
L-are pe bancă pe Mazilu, totuși Gheorghe Hagi, care îl poate folosi în repriza a doua. Ce preluare bună, Andreea Companio, continuă Companio, cu o pasă pentru Ovidiu Popescu, preluare bună, control bun, Ovidiu Popescu scoate acolo Darius Olaru, s-au călcat pe picioare Olaru și Octavian Popescu. Mingea rămâne la cei de la FCSB. Florinel Coman trece de Băluță. Coman pinge pentru Ovidiu Popescu și o nouă centrare absurdă, de-a dreptul. Am avut senzația că că a încercat un șut mai devreme Ovidiu Popescu. Cine știe, poate că și-a dorit să șuteze și nu, a fost o centrare. Până la urmă se vede bine aici, după felul în care lovește baronul Companio, dezamăgit de calitatea serviciului asigurat de Ovidiu Popescu. Și iată și reacția lui Elias Haralambus, evident. Își dorea altceva la această fază. Pe Digi Sport 2 în continuare, Real Madrid, Real Sociedad 0-1, pe Digi Sport 4, Roma are 3-0 contra lui Empoli. Ar putea fi cel mai reușit meci din startul sezonului pentru formația lui Jose Mourinho. Cei de la Farul fac din nou pasul în față. Budescu primește mingea de la Kiki, Decarul trimite către Grameni. Și acum balonul este la Artean. Artean cu o pasă la lui Munteanu. Kiki, ce intervenție bună are Pantea, dar nu poate dezvolta acțiunea. Ovidiu Popescu iese excelent. Larie la intercepție. Olaru îl vede foarte bine pe Radunović. Centrarea lui Radunović. Companio sare acolo. Kiki inspirat, dar se dă fault în atac la Andreea Companio. Înjurat aici de Artean. Da, am învățat de atâta timp în România Andreea Companio. Nu știu dacă a vrut Artean acolo, i-a arătat că l-a călcat Companio, dar probabil după ce a aterizat, fără să vrea. Ci nu e bine să te calce un fotbalist de aproape 90 de kilograme. Intrare acolo a lui Tudor Băruță, reușește să recupereze Kiki. Kiki frumos, se descurcă Kiki, Băluță nu-l simte pe Companio și este deposedat, iar acum Radunović încearcă să accelereze, blocat de Dusso. Radunović, care foarte curând va avea un concurent redutabil pe post, fostul jucător al Viitorului, campion cu formația care la acea vreme se numea Viitorul în 2017, Cristi Ganea, venit de la Panathinaikos Atena la FCSB, asemnare recent, o înțelegere cu roșialbaștri. Este offside la Luis Munteanu în primul din cele două minute suplimentare ale primei reprize de aici de la Ovidiu, la pauza ultimului duel dintre cele două echipe, acel meci din penultima rundă a play-off-ului. Scorul era 1-2 în această seară, iată, aproape de pauză, încă este 0-0 în înfruntarea dintre echipele lui Hagi și Haralambus. Darius Olaru acum cu o pasă pentru Adrian Șut, optarul îi trimite lui Ovidiu Popescu și acum Pantea, din nou Ovidiu Popescu, să vedem centrarea Ovidiu Popescu, nu, este o pasă scurtă pentru Octavian Popescu. Pantea scoate la Adrian Șut, Olaru acum, Olaru întâmpinat de Băluță, Șut îi trimite lui Octavian Popescu mai departe către Ovidiu Popescu și Companio! E offside probabil la Ovidiu Popescu. Probabil la Ovidiu Popescu, dacă am înțeles eu bine semnul făcut de Sebastian Colțescu. Companio era sigur că a fost în poziție regulamentară în momentul în care i s-a trimis balonul. Nu e sigur arbitrul asistent. Am văzut că i-a transmis că să vedem. Acest să vedem, dar e offside mare. Da, și offside-ul la Companio. Da. Offside mare, într-adevăr. În fața balonului Andreea Companio, momentul centrării lui Ovidiu Popescu. Reperul acesta este balonul. Acum, la urmă, o fază simplă. Nu știu dacă trebuie neapărat să așteptăm până trasează liniile cei din camera VAR. S-a putut vedea și cu ochiul liber. E bine să
să se analizeze cum se cuvine, decât să... Să aibă la dosar, cum se spune, faza cu linii cu tot. Cică Hagi în continuare foarte nervos. Da, va trebui să așteptăm, pentru că asta trebuie să facă, să arate, să dovedească prin acele linii că a fost offside la Companiu. De aceea va trebui să așteptăm, dar deznodământul cred că este unul vizibil cu ochiul liber. Da, offside. La urmă nu mai așteptăm prea mult. Dar scapă farul. Doar lovitură liberă, au recuperat repede mingea cei de la FCSB, Radunovici pentru Florinel Coman. Deci ai rămâne lui Coman o pasă care nu trece de Grameni și se termină prima repriză 0-0. Farul FCSB la Ovidiu. Așteptăm mai multă calitate în repriza a doua, pentru că în prima s-a alergat mult, dar au lipsit fazele fierbinți. Fotbal Club în pauză, apoi vă așteptăm la partea secundă. Fotbalul poate fi rătăcit în aceste pauze de echipa națională, trebuie făcut ceva, pentru că am văzut atâtea meciuri de acum, din această etapă după reluare, cu tot felul de deșeuri tehnice. Aici am avut, de asemenea, o mulțime, de asemenea, greșeli din situații clar evidente, alegeri proaste, gesturi absolut departe de orice fel de țintă. Cea mai mare ocazie a lui Companiu, dar nu aceasta, unde era sigur că n-a fost offside și sigur că era în offside. Asta apropo de cum pot la un moment dat atacanții să fie de subiectiv, nu e vorba numai de el, ci de toți. O să ne întoarcem să vorbim mai multe despre această primă parte în care FCSB a părut mai periculoasă către sfârșit, iar farul a început.
foarte multe goluri. 105 în total în cele 34 de meciuri jucate până acum între cele două echipe în campionat. Așteptăm reușite în partea secundă, o parte a doua a jocului care începe cu modificări la FCSB. În plan depărtat vedem, cred, doi jucători dezechipați care își fac apariția pe teren. Miculescu îl locuiește pe Andrea Companio, care a avut un gol anulat chiar aproape la ultima fază a primei părți. Și a dat David Miculescu, vedem unde va juca, probabil vârf. Și mai era un jucător, într-adevăr. Intră Djokovic. S-ar putea să iasă Ovidiu Popescu. A avut două centrări nereușite Ovidiu Popescu în prima repriză, care probabil i-au semnat sentința, într-adevăr. Dar practic momentul ăsta e linia de mijloc, din acest moment e linia de mijloc standard din startul sezonului pentru cei de la FCSB, pentru că Djokovic a început ca titular alături de Șut și de Olaru, însă nu e formula standard din atac prin intrarea lui Miculescu în locul lui Andrea Companio. Glumim puțin, să vedem ce mai postează bunicul lui Andrea Companio pe rețelele sociale, că știm că este foarte activ și este foarte deranjat când nepotul lui nu joacă suficient de mult sau atunci când este înlocuit pe nedrept, în opinia sa. Și cu asta așa că am epuizat schimbările FCSB, pentru că dacă ne uităm pe bancă, banca de rezerve nu propune cine știe ce. Nu mi-au rămas acolo Haruț, Panțăru, care sunt fundași, dar să vedem mai întâi acest atac al farului cu Budescu. Centrare cu exteriorul, respinge în Ghezana. Budescu s-a prăbușit acolo după un contact cu Djokovic. Revenind la banca de rezerve a celor de la FCSB, Panțăru, Haruț, Alexandru, Crețu sunt jucători defensivi. Ar mai fi Toma, dar e un junior de 16 ani. Și Rada Slavescu, cel care a tot intrat, dar a prins puține minute, numai pe final. Utilizat însă în ultimele meciuri jucate de FCSB cu UTA și cu Universitatea Craiova, mingea este respinsă de Șut, însă direct la adversar. Incursiunea acum a lui Larie. Larie, excelent aici, David Miculescu. Octavian Popescu cred că a trecut în rolul de vârf fals, iar Miculescu joacă în banda dreaptă, așadar a intrat în locul lui Companio, dar nu a intrat pe poziția lui Companio, fostul jucător de la UTA. Fault aici asupra lui Grameni, încă o dată formulele, farul cu Aioani, Duso, Larie, Artean, Chichi, Băluță, Nedel cu Grameni, Grigorian, Luis Munteanu, Budescu, iar oaspeții de la FCSB cu Târnovanu, Pantea, Înghezana, Dauara, Dunovici, Djokovic, Șut, Olaru, Octavian Popescu, Miculescu și Florinel Coman. În prima repriză vă reamintim câte un galben arătat la jucători din cele două echipe. Băluță a încasat cartonaș de la farul, Înghezana de la FCSB. Primește Duso, care întoarce la Ionuț Larie, de la acesta mai departe la Aioani, Nedelcu. Din nou Aioani. Minge lobată spre Munteanu, a respins Daua, Grigorian cu pieptul pentru Luis Munteanu, reușește să le evite pe Radunovici, îi lasă mingea lui Duso, reprimește Munteanu, blocat însă de Șut. Este un foul făcut de Grigorian asupra lui Darius Olaru. Ai vorbit de rezervele pe care le mai are la dispoziție Elias Haralambuz după ce au intrat Miculescu și Djokovic. Rezerve astăzi la farul, deocamdată Hagi nu a făcut nicio schimbare. Buzbuchi, Sârbu, Mihai Popescu, Kevin Boli, Nicolas Popescu, Ionuț Vână, Adrian Mazilu, Luca Andronache și Enes Sali. Iată câte resurse are pentru faza ofensivă Hagi. Mazilu, Andronache, Sali, ca să vorbim doar de atacanți, mai este însă acolo și Vână. Ce greșeală acolo a lui Larie, dar pasa lui Olaru lasă de dorit, a respins Aioani. Olaru îl forțează pe Coman cu această pasă în adâncime, dar Coman nu prea cere mingea în adâncime, o vrea numai la picior, una din hibele jocului său. Aici Nedelcu
cu un balon pentru Luis Munteanu. Fanionul rămâne jos. Munteanu urmărit de Enghezana. Este blocat, e lovitură de colț. Sau, nu, offside, după cum a dat din cap acolo. Ba nu, lovitură de colț. Până la urmă am crezut că nemulțumirea lui Luis Munteanu era legată de o semnalizare de la margine. Doar că e corner. O situație pe care ar fi trebuit să o gestioneze mai bine Luis Munteanu. Mi s-a părut că a vrut să centreze, deși nu era nimeni lângă el. A fost teribil de nemulțumit în Ghezana, care aștepta acordarea unei lovituri libere pentru offside. Și ar trebui să fie foarte atent când protestează, pentru că are galben. Grigorian este faultat de Octavian Popescu. Nu poate contesta această decizie a lui Sebastian Colțescu, decarul de la FCSB. Faultul a fost limpede, a fost clar. A întins acolo piciorul, a pus un baraj în calea lui Narek Grigorian. O lovitură liberă pentru Farul, minutul 50 al înfruntării. Budescu va executa lovitura liberă. Minutul 50, un început de repriză a doua cu Farul mai hotărâtă, instalată în jumătatea de teren a celor de la FCSB. 9 puncte diferență între cele două echipe înaintea acestei partide, ambele cu câte 7 meciuri în cont. Budescu se pregătește să bată și o lovitură de cap. Minge scoasă de Djokovic foarte bine din fața lui Larie. Centrarea lui Grameni prinde Târnovanu. Să vedem dacă au contraatac cei de la FCSB. Degajează Târnovanu, dar o degajare prea puțin controlată. Nu se înțeleg aici Kiki și Ioani, dar Octavian Popescu nu profită. Cât de tare a trimis în spate Kiki atunci când și-a dat seama că e posibil să ajungă la minge. Octavian Popescu. Budescu acum cu privirea sus, o pasă pentru Grigorian. Armeanul așteaptă să se poziționeze Budescu. Din nou Grigorian marcat acolo de șut. Reușește centrarea Grameni, nu reușește să oprească baronul și vine replica celor de la FCSB. David Miculescu caută probabil în diagonală pe Frânel Coman. O pasă interesantă, Larie intervine și respinge a Ioani. Putea să prindă balonul a Ioani, însă a preferat să lovească baronul cu piciorul și a stârnit mânia lui Ionuț Larie. Dar nu era în careu, era jumătate de pas în afara careului de 16 metri, de aceea s-a enervat Larie că nu a stat în careu, să aștepte să vadă ce se întâmplă la duelul dintre el și Florinel Coman. Aruncă de la margine Radunovici, o face înapoi pentru Daua, la acesta la Târnovanu. Din nou urcă cei de la Farul, ușor, ușor în pressing. Târnovanu, minge lungă, respinge Duso de lângă Florinel Coman. Trebuie să caute mai mult jocul Florinel Coman. A apărut prea rar în acest meci. Stă acolo în tușă și, cum spuneam, cere prea mult mingea la picior. Nu-l prinde faza în mișcare. Săptămâna viitoare avem primele dueluri din grupele UEFA Champions League, marți și miercuri. Vă propunem câte 6 jocuri în direct. Să-l vedem acum în acțiune pe Pantea, centrarea lui Pantea. Mingea este respinsă, Băluță degajează baronul până la Luis Munteanu. Continuarea este pentru Constantin Budescu. Din nou Luis Munteanu. Grigorian încearcă să se remarce, în Ghezana blochează pasa. Spuneam că săptămâna viitoare sunt meciuri în grupele UEFA Champions League, primele partide din acest sezon din faza grupelor. Marți 6 partide în direct, miercuri alte 6 jocuri în direct. Printre cele pe care vi le propunem se numără Milan, Newcastle, PSG, Borussia Dortmund, Real Madrid, Union Berlin și Manchester, Bayern München, Manchester United. Ionuț Larie pentru Ioani. Din nou minge lungă Budescu, preluare elegantă Grigorian, dar pasa pentru Kiki probabil lasă de dorit. Că odată armeanul arată că din punct de vedere tehnic nu e la un nivel foarte bun. Florinel Coman, Olaru combină cu Octavian Popescu. Darius Olaru
Minge recuperată de cei de la Farul. Olarul atacă acolo pe Budescu și cred că e lovitură liberă după nemulțumirea lui Olaru. Da, lovitură liberă pentru Farul. Probabil s-a părut că a jucat mingea. A atins și mingea, într-adevăr. Al noulea minut al reprizei secunde, același scor ca la startul meciului și evident ca la pauză. Pasează Artean. Kiki în spate în Franța, a jucat pentru Brest și Niort, printre altele. David Kiki. Olaru. A părut scurtă pasa, dar reușește colaborarea cu Radunovic. Risto Radunovic către Octavian Popescu. Minge acum pentru Florinel Coman. Coman urmărit acolo de Larie. Pasă pentru Risto Radunovic. Octavian Popescu mai departe către Adrian. Șut, șut, o fentă acolo. Șut, pasă pentru Darius, pentru Octavian Popescu. Popescu întoarce baronul la Coman. Din nou Adrian șut, care a încercat cu călcâiul. Reușește recuperarea jucătorului Hagi, dar a fost acolo fault. Este penalti pentru formația lui Elias Arlambus. Adrian șut, faultat, o decizie contestată de jucătorii Farului. E galben pentru Nedelcu. Băluță, cel care este vinovat, nu a avut nicio reacție. Băluță nu a avut nicio reacție. Semn că poate e vinovat. Singurul care nu... Bine, Băluță are și cartonaș galben, e adevărat, nu-și permite să protesteze. Să vedem ce s-a întâmplat la această fază, pentru că a fost un duel așa din scurt. Era foarte bine poziționat. Să fie călcat. A fost lovit peste piciorul stâng. Se împiedică șut de piciorul lui Băluță. S-a împiedicat de piciorul lui Băluță. De adevărat, mingea rămăsese undeva în spate. Pentru mine nu e fault. Știu. E pentru Sebastian Colțescu. Da, pentru el, da, era foarte aproape. L-a văzut șut. Mingea rămăsese în spate și ca și cum ar fi avut o minge invizibilă. A vrut să dea în minge, doar că mingea era în spate. Și dăm piciorul lui Băluță. Eu așa am văzut faza. Adică ai... ca prin vis, așa, cineva îți subtilizează dintr-o dată mingea și te lovești de piciorul adversarului, dar... Și mai e un aspect, mai e un lucru interesant. După acordarea lovitură la 11 metri, cred că Băluță, așa cum spuneai, n-a protestat pentru că are galben și n-a vrut săriște. El cred că a așteptat să fie sesizat Sebastian Colțescu din camera VAR să-i se spună că n-a fost faul, pentru că am văzut când Colțescu a făcut semn jucătorilor să libereze careul ca să se bată penaltiul și a pus mâinile în cap. De abia atunci a pus mâinile în cap Tudor Băluță. A executat Darius Solaru această lovitură de la 11 metri. Da, pentru mine nu e fault. Eu așa am văzut faza. Mingea nu mai era acolo, iar șut a vrut să dribleze cu o minge invizibilă și a dat în piciorul lui Băluță, pur și simplu. În fine, va fi analizată această fază și în studioul Fotbal Club. Deocamdată Olaru se pregătește să execute lovitura de la 11 metri. Darius Solaru, șut și gol! FCSB deschide scorul în minutul 58. Darius Solaru este golgheterul vicecampioanei din sezonul trecut. Ajunge la 5 reușite în acest moment Olaru. Acum Hagi protestează, probabil se îndrepta către arbitrul de rezervă Bogdan Dumitrache, dar deciziile le ia centralul. Însă probabil dorești să-și verse nervii pe cineva. Nu e penalti aici. Pentru mine nu e penalti. Și oricum, reacția lui Șut, zici că e dăduse cu satârul în picior, a urlat acolo. Mingea era în spate, Șut încearcă să pășească cumva pe lângă Băluță și se împiedică de acesta. În fine, veșnica acoperire regulamentară pe undeva o are Sebastian Colțescu. Hagi, mă rog, probabil vrea, de ce nu au intervenit cei din camera VAR? Nu aveau cum să intervină, nu aveau elemente ca să intervină cei din camera VAR.
Am citit pe buzele lui Hagi când a spus au văzut toți, arătat spre oamenii din tribună, probabil că de acolo i s-a transmis. Că... Da, în acea învălmășeală de picioare, șut care pierde mingea de sub control și se împiedică, el se împiedică pur și simplu de băluță. Așa am judecat. În fine, cu siguranță există păreri pro și contra. A mea e contra Nedelcu. Să vedem, FCSB conduce cu 1-0, pasă pentru Grigorian. Daua din nou pare să se păcălească, dar revine de această dată. Acum Darius Solaru cu o minge spre David Miculescu. Degajează Pantea, o minge de urmărire. Artean, să vedem dacă mingea intră în careu, intră până la urmă. Oricum, vom avea o jumătate de oră foarte interesantă. Pe FCSB nu ar trebui să o încălzească foarte tare, că are 1-0. A avut 2-0 în meciul cu titlul pe masă și nu a reușit să profite. Faultează Înghezana. Crește tensiunea. Tensiunea în acest moment este la cote foarte înalte. Și crește și presiunea asupra lui Sebastian Colțescu, pentru că aici face fault Înghezana, care are galben. Budescu știa foarte bine acest lucru și a încercat să-i transmită asta arbitrului din Craiova. Centrarea lui Budescu. Oh, ce ocazie! Ce ocazie! Mingea este trimisă de Băluță pe lângă poarta lui Târnovanu. Noi îl vedem pe Artean, dar cred că Băluță a fost cel care a lovit balonul și l-a trimis pe lângă poartă. Într-adevăr, Tudor Băluță este omul cu ratarea la această fază. N-a trecut atât de puțin de stâlpul din dreapta lui Târnovanu, precum am crezut inițial, însă chiar și așa, vorbind de o ratare importantă a celor de la Farul. Aici, iarăși, un moment controversat. Aici pleacă bine Florinel Coman. Artean are o intervenție excelentă. În fine, îl vedem pe Coman cerând mingea în spatele apărării adverse. Coman are fuleu, dar nu... Nu înțeleg de ce nu-și folosește mai mult acest fuleu. Darius Olaru pentru Florinel Coman. Faultat Olaru de Duso. Încearcă să dezamorseze tensiunea Sebastian Colțescu. Îndeamnă la calm, simte că lucrurile au escaladat după acel penalti care a fost transformat de Darius Olaru. Doar că Hagi poate ar trebui să umble și el la componența primului 11, să aducă jucători proaspeți de pe bancă. Înghezana primește Djokovic. Djokovic înapoi de la Târnovanu pentru Daua. Vine cu această degajare. Dacă primele două degajări cu stângul au fost tremurate, dar să vedem aici pe Octavian Popescu, poziție corectă. Popescu blocat de Artean, rămâne la minge. Octavian Popescu întâmpinat de Larie. Popescu pentru Florinel Coman, dă drumul la un 2 cu Darius Olaru. Olaru e grea și e imposibilă până la urmă această minge pentru Pantea. Pe DigiSport 2, Real Madrid a egalat pe Real Sociedad în duelul din La Liga. Federico Valverde a înscris pentru formația lui Carlo Ancelotti. Pe DigiSport 4, vă reamintim, este în desfășurare Roma-Empoli din Serie A. Acolo scorul a ajuns la 4-0. Reușește Daua cumva să-i paseze lui Risto Radunovic. Daua în spate pentru Târnovanu. Deja minutul 63 al acestei înfruntări după meci. Interviuri în direct și... desigur multe declarații interesante în cadrul Fotbal Club. Interviul în direct de la Ovidiu. Vă așteaptă Radu Nou împreună cu Ilie Dumitrescu și Florin Prunea la 45 de minute după miezul nopții. Digigol, Andrei Tivirichi, Ionuț Bade, Andrei Cristea în studio pentru a vă prezenta cele mai spectaculoase reușite ale weekendului. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super. A fost o intrare de galben a lui Grigorian, care își calcă adversarul.
Doar că Sebastian Colțescu, spuneam, după acel penalti a crescut și gradul său de toleranță, mai ales în ceea ce îi privește pe jucătorii farului. Acum Nedelcu înapoi la Ioani și pune mingea pe stângul, piciorul mai slab, ciudată decizie. Grameni rămâne cu această minge, doar că Darius Solaru interceptează, nu are prea multe variante. Popescu, într-adevăr, presat de Duso, aruncă de la margine. Duso pentru Ionuț Larie, primește Nedelcu trece acolo de Olaru, vine la primit Budescu, combină cu Luis Munteanu. Munteanu rămâne la minge, dar nevoie să paseze înapoi. Minge acum la Kiki. Munteanu blocat și vine această degajare nu foarte lungă a lui Djokovic. Coman blochează Kiki, îi subtilizează acolo balonul lui Shoot. Iar acum Larie joacă la margine pentru Duso. Posesie prelungită al balbaștrilor. Grigorian din prima. Duso combină cu Budescu. Foarte bună combinația. Centrare în Ghezana. Reușește să respingă până la Băluță. Kiki are cu echipier aici în tușă. Este Grameni. Pasă pentru Kiki, urmărit de Djokovic. Centrare prin spatele porții, doar au de poartă. FCSB a pierdut doar 3 puncte în acest campionat. A luat 18 din 21 posibile. Are o restanță, cea cu Hermannstadt, duelul care va avea loc joi seara în direct pe Digisport 1. De partea cealaltă, Farul a pierdut deja în 4 rânduri. Deja a ajuns la același număr de eșecuri formația lui Gică Hagi pe cât a avut în tot sezonul regulat din campionatul trecut. Aici însă și-au pus amprenta asupra rezultatelor și-a pus amprenta asupra rezultatelor programul aglomerat al celor de la Farul cu meciuri jucate în cupele europene, preliminariile Champions League, apoi în preliminariile Conference League. Aruncă de la margine Budescu. Grameni caută să schimbe partea, o face repede. Duso se încurcă în minge. Duso și este deposedat de Radunović. Shoot pentru Daua. Acum Târnovanu nevoit să degajeze. Se aud pentru FCSB după duelul dintre Miculescu și David Kiki. Miculescu încă nu a marcat un gol în acest campionat. A fost unul dintre marcatorii din prima rundă în partida câștigată la Târgu Jiu contra celor de la FCU 1948 Craiova. A fost atunci 3-1 pentru FCSB. El chiar a marcat primul gol din acest campionat pentru formația bucureșteană. Repune acum de la margine David Kiki, fotbalistul din Benin, către Artean, folosit astăzi de Gică Hagi, fundaș central lângă Larie a Ioani. Super paradă pentru el în prima repriză la ocazia lui Andrea Companio. Și acum mingea este la Dragoș Nedelcu. Partida cu numărul 180 în prima ligă pentru Dragoș Nedelcu. Grameni. Bună pasa printre pentru Grigorian. Lansarea lui Luis Munteanu. Daua! Impecabil prin alunecare. Aruncă de la margine Budescu. E fault aici. L-a împins Djokovic pe Kiki. Se dă însă aruncare de la margine. În fine. La un moment dat va intra și Gică Hagi pe gazon la Farul. Probabil. Schimbare. Sau schimbări. Intră Sârbu în locul lui Duso, care și cam pierduse busola. O schimbare care nu are darul de a modifica cine știe ce jocul. Iese Nedelcu, iese și Grigorian, intră Popescu, intră Mazilu, va urca Artean la mijlocul terenului după intrarea lui Popescu.
Mazilu, evident, pe poziția lui Grigorian, pentru că e poziția în care dă cel mai bun randament. Și imediat se termină seria schimbărilor, iar partida poate continua. Șut către Pantea, discret pe faza de atac. Pantea față de alte meciuri jucate de FCSB, dar trebuie ținut cont de faptul că unul dintre jucătorii din banda stângă de la formația gazdă este David Chichi, un fotbalist care urcă foarte mult, pasează acum Artean, continuarea lui Sârbu este pentru Adrian Mazilu, Daua intervine din nou bine. Iată schimbare și la FCSB, a intrat Alexandru în locul lui Octavian Popescu. Da, vrea să închidă un pic jocul FCSB. Odată cu această modificare, Budescu reușește să păstreze mingea. Munteanu, Băluță, Alexandru recuperează și îl lansează pe Florinel Coman. Prea puternică pasa a Ioanii, joacă elegant cu Sârbu, de la acesta pentru Larie. Larie, bine l-a primit Budescu. Pasă care nu trece însă de Înghezana. Aici Pantea joacă pentru Târnovanu, pressing făcut de Luis Munteanu, pleacă și Grameni hotărât peste Pantea. Miculescu, Djokovic se descurcă foarte bine, cei de la FCSB reușesc să iasă din propria jumătate. Florinel Coman protejează excelent, primește Alexandru. Mai departe pentru Miculescu, minge scoasă la margine, Radunovic centrează slab. Centrarea e ratată, însă restul fazei a fost unul bun. A fost o fază reușită a celor de la FCSB, mă refer la succesiunea de pase reușite de formația lui Haralambus. S-a trecut, cred, la FCSB la un 4-2-3-1, din ceea ce am văzut mai devreme pe precedenta acțiune ofensivă a Roșialbaștilor, cu Alexandru lângă șut, cu Djokovic ceva mai avansat, cu desigur oamenii din atac poziționați ca și mai înainte. Coman cu David Miculescu, i-am văzut pe Octavian Popescu lângă, l-am văzut pe Octavian Popescu lângă Andrea Companio. Dacă n-ai ști că e jucător, ai zice despre Companio că este un profesor, așa aduce cu alura unui profesor cu acei ochelari pe care îi poartă jucătorul italian. Coman în duel cu Larie Sârbu pentru Ioani. Vine această pasă pentru Mazilu, dar parcă și-a pierdut din consistență jocul farului dintr-o dată. Parcă trebuie să se reașeze după cele trei schimbări pe care le-a făcut Gheorghe Hagi. Degajează Târnovanu, prea lung, respinge Larie, Pantea, Djokovic, intervine Larie, se joacă haotic. Multe greșeli de o parte și de cealaltă. Execuții chinuite. Coman foarte bine protejează la această fază. Îi trimite lui Darius Olaru. Olaru pentru Florinel Coman. Coman întoarce la Olaru, dar Chichi iese dintre Olaru și Miculescu. Sau Djokovic, cred. Nu, cred că Miculescu era. O șansă bună de atac, ratată de cei de la FCSB. Bună intervenția lui Radunovic aici, pentru că a oprit un posibil contraatac periculos al celor de la Farul. Mai devreme spuneam că a trecut la un 4-2-3-1 Elias Haralambus, cel puțin asta este impresia mea. Rămăsesem dator cu poziționarea unui jucător. Olaru e în banda stângă. Coman a trecut în centrul atacului după ieșirea lui Octavian Popescu. Aici este o pasă ratată a lui Olaru, a trimis direct la Tudor Băluță. Primește mingea Mihai Popescu. Reprimește de la Dina Grameni. Băluță până la Larie. Primește Artean, din nou Larie. O
o minge a lui Sârbu, interceptată de Olaru, dar nu mai are unde să plece. Acesta este primul meci pentru FCSB dintr-o serie de 4 deplasări consecutive. Etapa, mă rog, va fi restanța cu Hermannstadt joi de la ora 20, apoi peste o săptămână deplasare la Sepsi, după care mai vine o deplasare tocmai la Oradea în meci de cupă. Da, primul duel din grupele Cupei României pentru FCSB. Toate meciurile din grupele Cupei României FCSB le va juca în deplasare, pentru că știm, în faza grupelor echipele se întâlnesc pe terenul formației mai slab clasate din sezonul trecut, iar FCSB le va avea adversare pe oțelul FCU 1948 Craiova și FC Bihor, cum precizai mai devreme. Farul va avea ca prima adversară în Cupa României pe FC Voluntari, meci care va avea loc în deplasare pe stadionul Anghel Iordănescu. Însă, până la meciul cu Voluntari, în runda următoare, Farul joacă în deplasare pe stadionul Arcul de Triunf la București contra lui Dinamo. Și acel duel va fi unul foarte interesant. Mazilu acum cu o pasă pentru Artean. Larie trimite până la urmă la David Chichi. Grameni. Da, Farul are probleme cu în a avansa spre poarta lui Târnovanu. Larie pentru Sârbu. Mingea ajunge la Mazilu, combină cu Artean, primește Grameni. Grameni trece de Miculescu. Budescu pentru Luis Munteanu în marginea careului. Grameni pasează pe spații mici, dar nu au oamenii în careu cei de la Farul. Mazilu blocat acolo, Florinel Coman, care a coborât și el foarte jos să-și ajute cu echipierii. Greșesc însă cei de la FCSB. Mazilu trece de doi adversari. Ce picior bagă acolo Daua, iar Djokovic încearcă să-l lanseze pe Florinel Coman. A fost atent Mihai Popescu. Acum Budescu pentru Băluță. Șutul lui Băluță se duce mult peste. Norocul să mă uită și la fața omului. Cine are noroc are. Cine n-are, n-are. Pariază cu cap pe player.ro. Este schimbare la Farul în minutul 77. Enes Sali intră în locul lui Băluță, totul pe cartea atacului pentru formația lui Gică Hagi. Iată, în același timp, pe gazon, Enes Ali, Adrian Mazilu, Luis Munteanu și Constantin Budescu pentru formația campioana României. În duelul contra vice-campioanei Pericisport 2, Real Madrid a făcut 2-1 contra lui Real Sociedad. Joselu a înscris și el pentru echipa lui Ancelotti. Acum Luis Munteanu. Munteanu deposedat de șut. Djokovic combină cu Darius Olaru, care accelerează. Continuă Olaru, reușește să treacă și de Larie. Darius Olaru pasează slab, era Coman în partea opusă, greșește Artean. Miculescu, șutul lui Miculescu, central, prinde a Ioani. A simțit că are culoarul necesar pentru a finaliza și avea, sau asta era senzația, un culoar bun Miculescu. Coman aștepta însă o pasă. Atacă formația lui Gică Hagi. Enes Sali. Sali cu o pasă pentru lui Munteanu. Intervine Înghezana, sigur pe el, îi trimite lui șut. Miculescu scoate, am crezut că va scoate, repune de la margine, păstrează mingea David Miculescu și o scoate foarte bine până la Adrian Șut. Acum Darius Olaru, pasă slabă aici pentru Coman, a interceptat Larie. Farul la un moment dat trebuie să riște, să aducă mai mulți oameni în fața porții. Iată dribbling-ul lui Mazilu, faultat de Olaru. Era nevoie cumva de Enes Sali, să vedem dacă va avea vreo acțiune reușită, pentru că din pase e clar că Farul e blocată bine de FCSB.
Și atunci ai nevoie de acțiuni individuale care să destabilizeze, să creeze dezechilibru. Ioan din nou iese foarte mult din poartă. Primește Artean. Artean mai departe pentru Larie. Larie convinge în adâncime spre Enes Sali, degajează Pantea care este faultat. Pe digisport.ro și în aplicația Digisport găsiți ca de obicei foarte multe lucruri interesante. Vedeți ce l-a nemulțumit pe Dorian Munteanu în duelul dintre Oțelul și Rapid, termina mai devreme 0-0. Aveți pe site-ul nostru și cele mai importante declarații făcute de Cristiano Bergodi. De asemenea, pe digisport.ro vedeți cine este ruibistul care a sărbătorit în stilul Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială din Franța. Vă reamintim, pe Digisport 3 la această oră este Anglia-Japonia, de la cea mai importantă competiție ruibistică, competiția care are loc o dată la 4 ani și pe care acum o puteți urmări în direct la Digisport. Vă reamintim, mâine la 16:15 este FC Argeș-Unirea Dej în Liga a doua, la 18:30 Poliaș-Botoșani, la 21:30 CFR Petrolul. Am văzut motivul pentru care s-a acordat penalti pentru FCSB, am văzut câți oameni erau în careu în momentul în care a șutat Olaru. Golul lui Olaru face diferența în acest moment la Ovidiu. Da, bucuros șut, cel care a reușit să scoată penaltiul. L-a felicitat pe Darius Olaru, deocamdată nu se joacă, e un cartonaș galben pentru Budescu. Îi atrage atenția Sebastian Colțescu, pentru că Budescu nu se potolește, continuă să parlamenteze. Probabil pentru că timpul trece și nu se joacă de vreo 2 minute de la accidentarea lui Pantea. Și intră Andronache. Să vedem pe cine mai scoate. Îl scoate pe Luis Munteanu. Asta e o surpriză. Îl ține pe Budescu pe teren, Gheorghe Hagi, sperând la ceva de la acesta. Intră și Rada Slavescu, ies, și-a intrat și Crețu, dar Pantea accidentat, îi lasă locul lui Crețu. Cât de bine a jucat Crețu contra Universității Craiova, una dintre cele mai bune, dacă nu cumva cea mai bună prestație a sa la FCSB din ultimele sezoane. Olaru îi dă banderola lui șut, el este fotbalistul înlocuit cu Rada Slavescu pentru finalul acestei partide. Pe Digisport 4, Roma-Empoli este 6-0. A marcat și Romelu Lukaku pentru echipa lui Jose Mourinho. Seară magică, așadar, pentru gruparea de pe Olimpico. Da, cu 10 minute plus prelungiri, schimbări masive și la FCSB. Aici Florinel Coman. Coman reușește să centreze, respinge Kiki. Alexandru. Alexandru pentru Coman, rămâne la primit Rada Slavescu. Coman încearcă de unul singur, reușește să-și depășească adversarul. Florinel Coman are încă lejeritatea unui șut, vine foarte bine Crețu. Djokovic încearcă să-i ofere o soluție, să tragă adversar după el. Djokovic protejează fără probleme în fața lui Enes Sali. Miculescu se întoarce, intră în careu David Miculescu, resping cei de la farul, nu foarte departe. Șut, recuperează Djokovic. Centrare spre Florinel Coman, respinge până la urmă Mihai Popescu. După ce Olaru a deschis scorul din penalti minutul 56, farul a avut practic o singură fază periculoasă, atunci când Băluța a trimis cu capul pe lângă poartă după o lovitură liberă. În rest, nimic pe plan ofensiv pentru formația campioană. Iată-l pe Miculescu. Crețu a repus pentru Djokovic, Miculescu nu-l poate da la o parte pe David Kiki, iar noi am ajuns în minutul 84 al înfruntării. Finalul ar trebui să fie unul fierbinte, să vedem dacă reușește să facă pasul în față formația lui Gică Hagi, în plan depărtat antrenorul campioanei, care încearcă să-i impulsioneze pe jucătorii săi de pe margine
în permanentă mișcare Cică Hagi acolo. Nu stă o clipă locului. Da, dar echipa sa și-a pierdut complet reperele. Nu are nicio idee de joc în acest moment. Niciun șut pe poartă pentru Farul în repriza a doua. Larie pentru Budescu. Primește Mazilu. Mazilu trece frumos în slalom. Mazilu continuă deposedat din spate. Balonul ajunge la Budescu. Budescu, o serie de fente. Andronache încearcă să-și facă loc. Se lasă jocul să continue. Alexandru nu poate îndepărta balonul. Până la urmă recuperează Mazilu. Mazilu, mingea ajunge la Grameni. Grameni a încercat să-l găsească pe Nesali. A interceptat Crețu, care se aventurează, dar până la urmă pierde balonul. Oricum nu era nimeni în atac. Florinel Coman stătea undeva în partea stângă. Da, s-a pus pe două linii FCSB. Rada Slavescu este cel care joacă în centrul atacului. Kiki se repliază bine. Miculescu pierde, revine Miculescu, degajează la întâmplare. FCSB nu mai contează deloc, se pare, în atac. A renunțat la orice idee ofensivă. Larie se duce acolo riscant. Mazilu încearcă să accelereze din nou pe lângă Radunovic. Mazilu pentru Budescu. Blochează foarte bine Djokovic vine cu această degajare spre Florinel Coman, din nou prea puternică. N-a mai continuat sprintul acolo Coman, reclamă o lovitură primită în figură Budescu de la Djokovic în duelul de mai devreme, însă timpul trece în favoarea adversarei echipei sale. Iată, Enes Ali trimite mingea afară, Budescu se ridică, iar Hagi i-a transmis un mesaj lui Enes Ali. Da, e lipsă de inteligență fotbalistică. Trebuie să continue acțiunea, nu trebuie să... ce simulare aici a lui Budescu. I-a pus o mână în piept Djokovic. Iată, îl atinge foarte ușor. Nu e momentul de astfel de simulări. Oricum, Budescu mi s-a părut în această partidă o piatră de moară pentru Farul. Spuneam și în prima repriză, nu l-am văzut decât la loviturile libere și la cornere, atât. În rest, nu a alergat foarte mult. Îl vedem pe Larie cu o pasă în adâncime pentru Andronache scos în afara terenului de Daua și e au de poartă. Se putea ajunge însă și la un corner. Am avut senzația că Daua a fost ultimul care a atins baronul, oricum nu contează foarte tare. Nișei de la Farul nu au protestat vehement la această fază. Târnovanu se pregătește să degajeze. FCSB aproape în momentul ăsta, aproape, pentru că asta ne zice scorul, de un succes extrem de important pe terenul Farului. Repunere de la margine pentru bucureșteni. E acolo Valentin Crețu, cel care se pare în cursul acestui sezon se va despărți, în decembrie mai precis, se va despărți de FCSB, dacă ne luăm după declarații, dar s-au mai făcut și altele de-a lungul timpului. Spectaculos Alexandru, îi trimite lui Coman. Djokovic acum încearcă o pasă pentru Coman, blochează Grameni. Aruncare de la margine pentru FCSB. Crețu respinge Kiki, Miculescu. Apoi la Alexandru. Șut, o pasă slabă, dar fricos aici. Andronache nu s-a dus să contreze măcar tentativa de... Nu tentativa, ci degajarea lui Daua. Se retrag cei de la FCSB, însă Larie pare cel mai activ al jucător al Farului. Mazilu și el încearcă de unul singur. Primește acum Budescu la margine, scoate pentru Sârbu, încearcă să avanseze, se oprește, toarce pentru Larie. Mazilu. Sunt dificultățile pe care le are Farul atunci când întâlnește
echipe care vin să se apere, echipe mai închise. Enes Ali, o pasă bună pentru Andronache, dribling, soate, senzațional Târnovanu. Ce fază a făcut Luca Andronache, preluarea lui Mazilu. Dar a fost Hens, apreciază Sebastian Colțescu. Ce fază Luca Andronache. Dar să fi fost deviat balonul. Da, nu știu, traiectoria mingii a fost ciudată. Pasa lui Enes Ali, dribling frumos, nu, plecase anticipat Târnovanu, a crezut că va urma un șut la colțul lung, pleacă, dar șutul nu a fost acolo suficient de central sau mai sus. A reușit să scoată Târnovanu. O paradă pe măsura celei reușite în prima repriză de Ioani, la acel șut al lui Andrea Companio, la aceeași poartă se întâmpla asta. Am ajuns în minutul 90, imediat vom afla cu câte minute va fi prelungită această repriză secundă. L-am văzut pe Mazilu, e jucătorul lui Brighton, în momentul ăsta este doar împrumutat la Farul. Mazilu, îi dorim să reușească în Anglia sub conducerea lui Roberto De Zerbi. Am văzut cât de priceput este italianul în a transforma jucător. Djokovic a încercat să lanseze pe Coman, a fost intercepția lui Ionuț Laria. Ioani acum către Artean. Știu cei de la Farul că sunt în momentul ăsta într-o criză de timp, o singură mare ocazie de egalare pentru echipa lui Giga Hagi, mai devreme la șutul lui Andronache. Artean pentru Grameni, din nou Artean. O pasă aici pentru Kiki, întâmpinat de Nghezana. Se apără bine sudafricanul, e puternic. Crețu primește Miculescu. Djokovic degajează Crețu. Sare Larie și respinge de lângă Florinel Coman. Da, se sacrifică cei de la FCSB. 6 minute de prelungire s-au arătat de la margine. O deviere bună aici pentru Mazilu. Avansează Sârbu. Centrarea lui Sârbu pentru Andronache. Greșește șut. Andronache în careu. Scoate pentru Mazilu. Mazilu în marginea careului. Blocat foarte bine de șut. Mazilu pentru Kiki. L-așteaptă pe Enes Ali să iasă la margine. Primește Sali. Continuă Enes Ali. Grameni, dar FCSB cu toată echipa în preajma careului. De 16 metri iese excelent Miculescu la intercepție. Ceva realizări și pentru Miculescu în această partidă. Și-a pus amprenta asupra jocului. Djokovic încearcă să-l găsească pe Radaslavescu. E atent Sârbu. Radaslavescu a purtat un dialog cu Hagi și cu oamenii din staful celor de la Farul înainte acestei partide, totul cu zâmbetul pe buze. Recuperează Alexandru în fața lui Mazilu. Continuarea aparține lui Radaslavescu. Radaslavescu reușește cumva să blocheze după ce pierduse balonul. Se joacă tare, foarte tare la Ovidiu pe finalul acestei partide. Daua s-a înălțat formidabil și a reușit să respingă. Budescu împinge acolo și e lovitură liberă. Cartea necâștigătoare jucată de Hagi, care l-a ținut pe teren tot meciul. S-au dus aproape 2 minute din cele 6 de prelungire. FCSB aproape de o victorie extrem de importantă, ar face 21 de puncte. Farul rămâne la cota 9 cu 8 meciuri jucate, dar e doar la 3 puncte de locul 6. Sunt probleme musculare pentru Nghezana. El, știm, a avut nevoie de o perioadă destul de lungă de adaptare la FCSB după transferul de la Kaizer Chiefs. A fost folosit într-o partidă de pregătire cu PAOK Salonica, apoi a dispărut din peisaj și a făcut apariția pe finalul duelului cu UTA după accidentarea lui Kirikesh, meciul jucat în urmă cu 2 etape, apoi a fost titular contra celor de la Universitatea Craiova. Acum iarăși în primul 11, dacă nu mai poate continua partida în Ghezana. Cei de la FCSB au făcut 5 schimbări. Da. Adică ar termina cu un om în minus pe gazon. Ar mai fi vreo 4 minute
de jucat. Adevărat, de acum încolo Sebastian Colțescu știe câte minute va mai juca. Abia poate să meargă în Ghezana. Da, și cred că medicul Arămitu i-a transmis ceva lui Elias Haralambus. Probabil că antrenorul cipriot născut în Africa de Sud l-a întrebat dacă poate forța în Ghezana. Iar răspunsul medicului, așa mi s-a părut, a fost unul negativ. A revenit pe gazon, totuși. O pasă a lui Kiki Crețu, are viteză. Reușește să țină mingea în joc, execuție deloc ușoară. Primește Mihai Popescu, mai departe la Artean. Artean forțează această pasă, Larie s-a dus vârf. Acolo este Daua, care, voiam să spun mai devreme, a început meciul cu două pase cu stângul tremurând, dar ușor, ușor și-a cizelat execuția. A lovit din ce în ce mai bine balonul. Ce înseamnă exercițiul. Avansează Mihai Popescu. Popescu pentru Kiki. Pleacă bine Nesali. Kiki nu-i pasează și este faultat. Ce intrare are aici Crețu. Arată că s-a dus cu umărul. Dar asta nu e suficient. Kiki a apucat să dea în minge și a venit cumva din lateral Crețu. Mai fault oricând. Și oricum n-a fost umăr la umăr. Da, s-a dus cu umărul aproape în abdomenul adversarului, da. În pieptul adversarului, de fapt. E lovitură liberă pentru Farul. În al cincilea minut suplimentar, Budescu este cel care execută. Suspans la Ovidiu. Tensiune în acest duel dintre Farul și FCSB. 1-0 în continuare pentru formația lui Elias Haralambus. Gol marcat din penalti de Olaru în minutul 56. Un penalti controversat, pe marginea căruia se va vorbi imediat la Fotbal Club. Budescu și o șansă, posibilă șansă pentru cei de la Farul de a egala în acest meci. Bate Budescu, prinde Târnovanu. Șut, e primul șut pe spațiu, al doilea șut pe spațiul porții lui Târnovanu, după cel al lui Andronache. Execuție la colțul scurt. Au încercat acolo să-i creeze un culoar cu echipierii săi. Dar a plecat bine Târnovanu, cel care degajează pentru Rada Slavescu. Sârbu nu reușește să respingă. Lasă mingea Rada Slavescu în afara terenului și vor încerca să țină cât mai mult de minge în acea zonă, cei de la FCSB. Ce în ce mai aproape de victorie. Să vedem cine vine să arunce de la margine. Este Radjokovic, a repus de la margine. Coman încearcă un dribling acolo, protejează Mihai Popescu, iar acum Ioani se grăbește să trimită puternic spre Larie, în duel cu Daua, reușește să degajeze în Ghezana. Foarte bine a dublat sud-africanul și deja am intrat în al șaptelea minut de prelungire. O fi văzut astăzi Africa de Sud, România, la rugby. E greu să cred că sunt sud-africani care să nu fie pasionați de rugby. Victorie clară a Africii de Sud astăzi și este final de partidă. Farul FCSB 0-1, gol marcat de Olaru în minutul 56 din penalti. Un nou succes pentru FCSB și un eșec care îi provoacă mânia lui Gică Hagi. Contestă desigur penaltiul acordat celor de la FCSB. Ionuț Angheluță și George Dobre, vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune.